Deputatul PNL de Argeș, Teodor Nicolescu, vicepreședinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, a fost dus astăzi cu mandat la DNA București, în același dosar în care șeful Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a fost deja reținut. Anchetatorii vizează retrocedarea ilegală a unor imobile supraevaluate. Teodor Nicolescu a fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților în perioada octombrie 2005-mai 2008. De asemenea, între 2006 și 2007 a fost membru în Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea. Liberalul a fost secretar de stat în Ministerul Justiției în perioada mai 2008 și ianuarie 2009 și este unul din numele vehiculate ca posibil ministru al justiției în cazul în care PNL va forma un nou executiv. Nicolescu este absolvent al Facultății de Drept și al Facultății de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității București și în CV are și un masterat în studii europene și drept comunitar la Facultatea de Filozofie.